Duminica a doua după Paști, Atomii, Evanghelia de la Ioan, capitolul 20, versetele 19-31. Și fiind seară în ziua aceea, întâia săptămânii, și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul, și Iisus le-a zis iarăși, pace vouă. Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Spirit Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute. Iar Toma, unul din cei 12, numit și geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au zis lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele. Și adu mâna ta și o pune în coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios. A răspuns Toma și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. De ce alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi care nu sunt scrise în cartea aceasta? Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Nici piatra mormântului, nici ușile încuiate de nenumăratele frici ale bietei existențe umane, nu-L mai pot ține departe de viețile noastre pe Iisus cel înviat. Ba mai mult, poate tocmai acolo unde teroarea e mai mare, ca și în cazul ucenicilor, Dumnezeu este de față pentru a ne oferi pacea prezenței sale. Într-o astfel de situație, în care discipolii tremură de frica iudeilor, Mântuitorul schimbă complet perspectiva. Nu-i liniștește, nu-i consolează, nici măcar nu vorbește despre sursa fricii lor. E ca și cum aceasta nici măcar nu ar exista sau ar fi doar o himeră a vieții lor trecute. Le spune pace vouă și suflând asupra lor spiritul său, îi naște la o nouă viață. O viață în care frica, teroarea și moartea nu mai au loc. Atunci când îl plăsmuiește din pământ, Dumnezeu suflă peste Adam pentru a-i da viață. Fiul lui Dumnezeu face același lucru cu ucenicii. Suflă peste ei și le dăruiește o nouă viață. Care este consecința imediată? Umbra fricii dispare în fața luminii celui înviat și lasă loc bucuriei. Ne spune Evanghelia că ucenicii s-au bucurat văzând pe Domnul. Este o bucurie similară cu cea a magilor la Betlehem, cu cea a ucenicilor de la Emaus, cu cea proprie tuturor creștinilor care l-au întâlnit pe Iisus într-un fel sau altul în viața lor. Și mai e un aspect esențial al noii vieți dăruite de Fiul lui Dumnezeu. Puterea de a transmite bucuria unei noi existențe și celorlalți prin iertarea păcatelor. Ucenicii primesc o putere care de-a lungul întregului Vechi Testament rezulta în mod clar rezervată exclusiv lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de vindecarea slăbănogului, moment în care toți reacționează indignați la cuvintele lui Iisus, Fiule, iertate sunt păcatele tale, exclamând, cine poate ierta păcatele dacă nu singur Dumnezeu? Ei bine, în Evanghelia de astăzi, Iisus ne dăruiește o viață nouă și cu aceasta însăși puterea lui Dumnezeu de a ierta păcatele. Prin rănile celui înviat, viața divină se revarsă din abundență în viețile noastre, făcându-ne cu adevărat făpturi noi. Sunt răni ce rămân vizibile chiar și pe trupul înviat al Mântuitorului, fiindcă sunt răni mărturie a iubirii lui Iisus pentru noi. Toma le atinge și cade în genunchi exclamând, Domnul meu și Dumnezeul meu. Noi le atingem, simbolic,
ori de câte ori privim un crucifix, sau ori de câte ori citim Sfânta Scriptură, meditând patima Domnului. Iar atingându-le, constatăm împlinirea cuvintelor profetului Isaia. Sion zicea: Domnul m-a părăsit, Domnul a uitat de mine. Uită oare o femeie de pruncul ei și de rodul pântecelui ei n-are milă? Chiar dacă o astfel de femeie ar exista, eu nu te voi uita pe tine niciodată. Iată, te-am însemnat în palmele mele. Semnele rănilor lui Isus sunt adevărata chezășie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi.